Bună ziua, sunt Rodica Pușcașu, sunt librar la Casa Cărții Suceava și blogger la Literatură pe Tocuri, iar astăzi vreau să vă prezint o carte specială, o carte care pe mine m-a impresionat foarte mult. Este vorba despre Pelerinul Rus de la editura Herald. Este o carte pe care o citesc și o recitesc de câte ori am ocazia. Iar acum, în preajma sărbătorii nașterii Mântuitorului, cred că este o ocazie potrivită pentru a o reciti. Cartea face parte din colecția Spiritualitate Creștină și este, la fel ca și alte titluri din această colecție, un adevărat balsam pentru suflet. Cel puțin așa o consider eu după ce am citit-o de mai multe ori. Am observat în ultima vreme o tendință sporită a oamenilor de a se reîntoarce spre ei înșiși. Iar în acest context, cred că această carte, Pelerinul Rus, poate fi o candelă pentru cei care pășesc pe drumul cunoașterii de sine. Ei pot descoperi adevăratul sens al rugăciunii, pot găsi modalitatea potrivită de a-și liniști sufletul. Pelerinul Rus este, așa cum scrie pe copertă, este cel mai iubit text clasic al spiritualității creștine despre rugăciunea lui Isus. Este mărturisirea plină de har despre căutarea și practica rugăciunii inimii. Pe parcursul a șase povestiri, cititorul află cum o rugăciune aparent simplă, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, poate trezi vocea inimii, poate să restabilească conexiunea dintre om și divinitate. Cartea este o călătorie, o odisee a căutării de sine. O să vă citesc un fragment care mie mi-a plăcut foarte mult, deși cartea este plină de la un capăt la celălalt, este o carte plină de înțelepciune. Vă citesc un fragment. 2 zile de-abia am mers, atât eram destrivit sub povara nenorocirii mele. A treia zi, sfârșit de puteri, am căzut la pământ lângă un pârâiaș și am adormit. Am visat că mă aflam la mănăstire, în chilia duhovnicului meu, plângându-mi pierderea. Bătrânul căuta să mă mângâie. El mi-a spus: e o învățătură pentru tine, nu trebuie să te legi de lucrurile pământești. Ca să mergi la cer, trebuie să fii liber. Iată, vă mai arăt încă o dată cartea. Aceasta este cartea, mie mi-a plăcut foarte mult. Vă aștept și pe voi la Casa Cărții Suceava, de unde o puteți cumpăra. Iar pe final vreau să fac o urare cititorilor. Le doresc să păstreze aproape mereu cartea, să fie cartea aproape de inima lor, să nu uite că în ea pot găsi armonia de care au nevoie. Le doresc să crească spiritual citind, să împartă și să dăruiască cele mai frumoase cărți. Le doresc la mulți ani fericiți, sănătoși și plini de lecturi minunate. La mulți ani! La mulți ani tuturor, la mulți ani editurii Herald, la mulți ani tuturor cititorilor!